Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, iată că în această duminică intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim este pomenită și Sfânta Maria Egipteanca. Vă uitați în calendar, în fiecare an, pe 1 aprilie, este pomenirea Sfintei Mariei Egipteanca. Anul acesta, de mai încă o zi în perioada aceasta apostolului, duminica a cincea este închinată din postă, deci acum o săptămână în urmă, este închinată tot Sfintei Cuvioasei Mariei Egipteanca. Iată două întâlniri a câtorva sărbători deosebite. Mai întâi, acum o săptămână în urmă, a fost praznicul Bunei Vestiri și totodată Maria Egipteanca. Astăzi, intrarea Domnului în Ierusalim și iarăși pomenirea Sfintei Mariei Egipteanca. Aș vrea să amintesc doar un episod din viața Mariei Egipteanca, care parcă este în legătură cu starea noastră și cam cum ar trebui să fim fiecare dintre noi și spre ce să ne silim. Cunoașteți viața ei, iar cei care nu ați citit-o, vă îndemn stăruitor să o citiți. O găsiți nu numai în Viețile Sfinților, ci și în Triod. În viața Sfintei Mariei Egipteanca, după ce a ajuns la Ierusalim, și acolo când a văzut că lumea se îmbulzește ca să meargă, că ce a ajuns în perioada aceasta a Apostolului Mare, chiar în săptămâna patimilor, când a văzut că lumea se îmbulzește spre lemnul Sfintei Cruci, a încercat să meargă și ea, dar nu a putut să treacă de o putere nevăzută. A încercat odată, a încercat a doua oară, încearcă a treia oară și vede că este oprită și nu poate să treacă. Acolo, în pronaosul bisericii, se afla icoana Maicii Domnului și nu putea să treacă de icoana Maicii Domnului mai departe, să se apropie de Sfântul Altar și așa să se încheie, să se închine crucii Domnului Hristos. Și atunci ea cade în genunchi în fața Maicii Domnului, cere iertare pentru viața ei cea păcătoasă, face o făgăduință deosebită, că de atunci, în acel moment, nu se va mai întoarce la păcatele vechi. Și după ce face acea făgăduință și apoi făgăduiește că toată viața și-o va închina de acum ei și fiului ei, ceea ce a și făcut. Și acum Maria Egipteanca îndrăznește să meargă iarăși pentru a să încerce să meargă la Sfântul Altar, să se închine crucii Domnului. Și în acel moment puterea cea nevăzută care până atunci o oprea de a trece mai departe, puterea aceea dispare și ea poate să meargă să se apropie de Domnul. Este o întâmplare deosebită în viața Sfintei Mariei Egipteanca și am pomenit-o ca să luăm fiecare aminte dintre noi. Suntem pe drumul Ierusalimului, suntem cu stâlpări în mâini, fiecare dintre noi am luat ramuri, stâlpări de salcie și ne aducem aminte de intrarea Domnului în Ierusalim și ne silim fiecare dintre noi să fim alături de El. Părintele a surprins frumos în cuvânt toată perioada prin care am trecut până acum, perioada de pocăință, de pregătire și cum în ziua aceasta de astăzi trebuie să fim aproape de Domnul, lângă El. Deci la nașterea Domnului, Domnul a venit în mijlocul nostru, închi văzut, iar acum noi suntem aceia care, văzând bunătatea, noi suntem aceia care am văzut minunile și minunea învierii lui Lazar, că ce ați văzut, Evanghelia de astăzi este marcată de învierea lui Lazar. În toată Evanghelia de astăzi se vorbește despre intrarea Domnului în Ierusalim, dar este apomenit cel puțin de două sau de trei ori de învierea lui Lazar, căci mulți veniseră la Ierusalim să-l vadă și pe Lazar cel înviat din morți. Și toți își așternau hainele pe cale,
Deci am văzut cu toții și vedem cu toții minunile pe care Domnul le-a săvârșit și minunea cea mai mare să-L învie pe Lazar, cel mort de 4 zile, care era trasere deja în putrefacție, să ridice din morți. Și deci ni s-a prezentat nouă tuturor ca argumente cuvântul Evangheliei, învățătura și toate celelalte. Și de aceea cum nouă ni se cere să fim noi alături de Domnul Hristos. Am zis la naștere, la nașterea Domnului, El vine în mijlocul nostru. Acum noi suntem, în momentul de față, noi suntem aceia care trebuie să ne alăturăm, să fim alături de Domnul. Astăzi am cântat cu toții Osana. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și luăm ramurile de acestea pe care le avem, salcia, ramurile acestea, chipul stâlpărilor, și le ducem în casă și le punem la icoane și le păstrăm toată săptămâna aceasta. Ba încă unii le păstrăm tot anul, până anul viitor. Ei bine, ca semn al întâmpinării noastre, a reșirii noastre în întâmpinarea Domnului. Peste câteva zile, toți cei care au întâmpinat pe Domnul și au așternut hainele pe cale și au strigat Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, avea să-și schimbe atitudinea lor. În Osana aveau să strige, răstignește, răstignește-l. Deci, schimbarea omului, omul este schimbător, fire foarte schimbătoare, statornicie nouă ne dă, credința cea adâncă, dreaptă și comuniunea deplină cu Hristos Domnul. Aceasta de nouă ne dă nouă statornicie, dar atât timp cât nu ne-am atins de haina Lui, cât nu am trăit pe deplin prezența Lui, suntem de multe ori nestatornici. De aceea îndemnul este în această duminică, ținând cont de cele evenimentele care sunt, pe care Biserica ne le prezintă, pe care Evanghelia ne le pune în fața ochilor, să nu fim schimbători și noi, să ne silim. Și cuvântul Osana, fiul lui David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, această mărturisire a noastră, să o păstrăm și să o avem permanent în mintea și în inima noastră și niciodată să nu fim șovăielnici sau schimbători precum poporul lui Dumnezeu. Deniile din săptămâna aceasta ne îndeamnă spre așa ceva. Mai sunt până la cina cea de taină, când Domnul după cină este vândut și când începe șirul patimilor, până la cina cea de taină, mai sunt doar câteva zile, 3 zile. În Joia Mare avem cina cea de taină și gestul cel mare de slujire al Domnului, spălarea picioarelor ucenicilor Săi. În cele 3 zile care sunt premergătoare cinei cele de taină și spălării picioarelor, Joii cele mari, în fiecare zi ni se pune în față câte un moment din viața Mântuitorului Hristos. Astăzi Hristos este în drum spre Ierusalim, din Betania spre Ierusalim, și fiecare ne-am silit să-L întâmpinăm având lumină în suflet, având fapta cea bună ca mărturie a credinței noastre. Dacă vreunul a rămas în urmă și nu s-a pregătit, auzim într-o ziua de mâine, în ziua de luni, pilda cu smochinul neroditor. Adică ia minte, frate și soră, dacă nu te-ai pregătit până acum, ia minte dacă nu te-ai alăturat a celor care răsoțesc pe Iisus pe drumul spre Ierusalim, spre Golgota Sa, dacă nu te-ai pregătit sufletește, ia minte că Domnul de nu va găsi rod întru tine,
Să nu pățești și tu ca smochinul neroditor. Apoi ziua de marți, vom auzi pilda cu fecioarele cele înțelepte și neînțelepte. 5 înțelepte și 5 neînțelepte. Și în această zi, iarăși îi se pune înaintea ochilor, pilda aceasta, pentru a lua aminte la un lucru. Candela trebuie să fie împodobită, sufletul trebuie să fie primenit, trebuie să fim primeniți lăuntric, candela trebuie să ardă, unde lemnul faptelor bune. Fapta ce bună, ai săvârșit-o sau nu ai săvârșit-o? Și mirele vine, au intrat cu el la cină, au venit, au bătut, cele care nu aveau candela împodobită și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Și Evanghelia spune, ușa s-a închis. Și ușa s-a închis. Iar din lăuntru se aude glasul, nu vă cunosc pe voi. Apoi vine Miercurea cea mare, în care ni se pune în fața ochilor pilda, care cu femeia cea păcătoasă, care a venit și a spălat picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul capului ei și a primit acest răspuns de la Domnul. Iertate-i sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Deci sunt trei zile, aș zice eu, cumva, în care ni se pune în fața ochilor câte un avertisment. Ia aminte! De vrei, silește-te. De vrei, grăbește-te. Căci de nu va fi rod să nu pățești ca smochinul sau să rămâi afară ca cele 5 fecioare. Erau fecioare, dar ce folos că nu aveau unde lemnul, nu aveau fapta cea bună. Căci ușa s-a închis și vocea lor nu a fost recunoscută de stăpânul. Să ne luăm cu râvnă și cu dragoste viața noastră cât mai în serios, așezarea noastră, pregătirea noastră pentru Sfintele Patimi. Să nu ne îngrijim doar numai de cele materiale, de masă și de cele care sunt depus pe masă. Acelea sunt o expresie a bucuriei, dar să nu fie o expresie a grijii celei de multe. Că și ne-am rugat tot postul mare și mai rostim rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele până în Miercurea cea mare, la ceasul al 9, la obedniță, pentru ultima dată, Duhul grijii de multe să dovedim că ne-am izbăvit de El. Că adică nu suntem robi ai pântecelui, a plăcerilor, ci Paștile pentru noi înseamnă înnoire, primenire, lăuntrică, apropiere de Dumnezeu și rămânere în Dumnezeu și alături de El. Aceasta vă doresc ca prin aceste cugetări pe care să ne le punem în suflet și în minte, să ne apropiem de Domnul și fiecare să se silească prin taina spovedaniei, prin post, prin înfrânare. Luni, marți, miercuri sunt zile în care nu se mănâncă cu ulei, doar în ziua de joi se dezlegare de ulei și se dezleagă și la un par cu vin, aducându-ne aminte de cina Domnului și de instituirea Sfintei Taine a împărtășanii, a Euharistiei, a liturghiei la care am participat și acum cu toții. Căci de atunci, de ani mereu și până ziua de astăzi, de atunci de la Domnul, de la cină și până ziua de astăzi, cina nu a încetat pe pământ și mulți sunt care vin și se hrănesc cu trupul și sângele Domnului, cum și astăzi ați făcut o parte dintre dumneavoastră, ați adus și copiii și lucrul este foarte bun. De atunci și până în ziua de astăzi, Hristos se jertfește și este Paștele, cele sunt Paștele cele noi, care ne înnoiesc și ne primenesc pe noi.
Bunul Dumnezeu să ne dea râvnă și dragoste către toată fapta cea bună și să ne înnoim pe noi, ca astfel să putem să fim și noi acolo, la picioarele crucii, cu Maica Sfântă, cu femeile mironosițe, cu Ioan Evanghelistul și cu ceilalți care l-au urmat îndeaproape pe Domnul. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți. Amin.